Au terminat de făcut curățenie, stăteau de vorbă și Liviu la un moment dat le spune că el ar vrea să nu mai fie nicio petrecere în seara aceasta, că nu are niciun chef să petreacă. A înjurat după aceea Liviu. Robert i-a spus că înțelege starea și îl înțelege că nu are chef să se distreze. Sergiu îl sfătuia pe Liviu să încerce totuși, dacă nu are niciun chef, să danseze, să socializeze cu ceilalți pe ringul de dans, să stea eventual în casa băieților. Probabil îi spunea Sergiu că îți vor da și imagini în plasmă cu petrecerea și să găsească un mod plăcut să participe totuși și el la această petrecere, chiar dacă nu vrea să danseze, să fie liniștit Liviu. Liviu îi spunea că așa o să facă, o să stea în casa băieților, o să-și pună pe măsuță lângă el 2 sticle de vin, pentru că are 2 sticle de vin, a zis Liviu, și o să stea toată seara să se uite în plasmă și să bea.